Orbit de gelozie și de băutură, tânărul și-a lovit cu bestialitate iubita cu un par până a omorât-o. Mama lui a încercat să o salveze, însă tânărul a lovit-o și pe ea. Cei doi aveau împreună 5 copii minori, care acum au rămas pe drumuri. Adus în fața procurorilor, tânărul a izbucnit în lacrimi și spune că acum regretă. Mi-a încercat șeful. Da, de ce? Care a fost motiv? Gelozia? Da, da. Și cu ce ai bătut-o? Cu un băț. Ai dat și în copii? Ce, ce da. De ce ai dat în copii? În copii n-am dat șeful. Da? Nu, cu ea. De greșe ai făcut? Da, șefule, dar cum să nu, că am 5 copii. Păi și nu te-ai gândit? Mi-a dat. Lacrimile lui nu i-au înduioșat pe magistrați care au hotărât să-l trimită după gratii în arest preventiv. Procurorii acuză de lovituri cauzatoare de moarte, infracțiune pedepsită aspru de codul penal. El riscă să stea după gratii până la 15 ani.